Repertoarele materiale nedeclarate propun spre aprobare a unei hotărâri prin care aceste pretenții să fie respinse, deoarece au fost înaintate față de organul necompetent, mai mult decât atât în contestația dânsului, a arătat că dumneavoastră s-a și adresat organul competent. Astfel că urmează să primească la această parte a contestației răspuns de la organul competent. În ce privește încălcarea concurentului electoral a prevederilor articolul 52 la 3, convingerea mea pe care o am urmare a examinării tuturor actelor prezentate, este că pretențiile expuse nu sunt destul argumentate și chiar sunt nefondate. Astfel că solicit ca aceste pretenții să fie respinse ca nefondate și fără suport legal, neconforme prevederilor codului.